Gătesc o prăjitură, de fapt prepar o prăjitură. Mă răsfăț și răsfăț și pe alții astăzi. American Sister se numește prăjitura mea de astăzi. Și ca să vă spun în două cuvinte, este sora preparatului meu de ieri. Așadar, este un cheesecake, de data asta ușor sora creol, aș putea să spun, pentru că voi folosi ciocolată amăruie. Aveți nevoie pentru rețeta de astăzi, în primul rând, de biscuiți glutenoși sau biscuiți populari, așa cum îi cunoaște orice gospodină. Pentru 300 de grame de biscuiți foarte bine pisați, 150-160 de grame de unt. Mai aveți nevoie de 800 de grame dintr-o cremă de brânză și sigur că da, ciocolată amăruie cu un conținut de peste 60% cacao. Aveți nevoie de circa 250, maxim 300 de grame. 400 de grame de mascarpone. Și sigur că da, zahărul pudră și nici untul nu trebuie să lipsească. Așadar, sunt puține ingrediente, dar obțineți un preparat, o prăjitură, de fapt, delicioasă. La sfârșit, glazura va fi din peanut butter, din unt de arahide, care este ușor de tot sărat, dar untul de arahide nu-l voi lăsa ca atare, ci îl voi spuma ușor cu zahăr pudră. Pentru 350 de grame de unt de arahide voi folosi 150 de grame de zahăr pudră. Bine spumat și turnat peste crema deja răcită la frigider, face deliciul, sigur că da, al preparatului meu de astăzi. Decorați-o după placul inimii, de preferință cu arahide, cu ciocolată cu alune, cu tot felul de bețișoare fermecate. Vedeți? Până și